Da, bun găsit la Panoramic, ne-am propus pentru această seară un subiect care devine tot mai interesant în sistemul online. Aceste, pe aceste mijloace, dar să știți că tot mai mulți analiști economici, mai ales din spațiu vestic, vorbesc despre faptul că ne așteaptă o nouă criză economică ca un făcut în România va fi și mai dificil de anticipat o asemenea criză din două motive. Și anume, facem o similitudine cu perioada 2008. 2008-2016 ani electorali. Nimeni nu-și va permite, chiar dacă acum avem un guvern tehnocrat, iar atunci aveam un guvern liberal la conducere, nu cred că își vor permite să ia măsuri dacă această criză de ar deveni iminentă, și din acest motiv ne vom trezi cum ne-am trezit în 2009, așa ne vom trezi în 2017 cu probleme dintre cele mai mari. Dacă ar fi acest lucru adevărat. Însă, de asta am și vrut să vorbim despre fantasma crizei economice, pentru că s-ar putea să intrăm într-o criză, dar să, ne, să fim vinovați și noi dacă o să repetăm această problemă. Și știți la ce mă refer? Foarte simplu. În Moise siguran asear la emisiunea, la emisiunea sa, Busy Day, făcea o, să spunem așa, o statistică între 2014 și 2015, când s-a redus TVA-ul la, la alimente țineți minte cum spunea atunci unul de ăsta mai e, mare, mai mult la propriu decât la figura de la Consiliul Fiscal, eu nu și nu știu cum îl mai cheamă, uh, dar cum, cum, făceau alți analiști, domne, ce să vă alege de țărișoară că se reduce TVA-ul la 9% și ne ia dracu și nu știu ce. Până la urmă, ce s-a întâmplat? În casările, deci TVA-ul s-a redus de la 24% la 9% pe alimente încasările la buget s-au dublat. De ce oare? A fost scoasă economia, nimeni n-a mai vrut să riște dacă TVA-ul era mai taxele, erau mai puțin. Deci a avut dreptate ponta când a luat acea măsură. Deci are total acoperire. Cu toate acestea, nu o să-i dea nimeni dreptate, să știți. O spune un ziarist detalii al al lui Moise Guran, o să mai spunem 2-3 care se vor găsi și cam atât. De ce? pentru că nu dă bine, noi totuși trebuie să luăm măsuri de acestea, nu ne riscăm sau cum în opoziție suntem, apropo de politicieni, în opoziție spunem, da, trebuie făcut asta, trebuie redus, când venim la putere, nu se mai poate. De ce nu se mai poate? Păi știți că macroeconomia, că, în fin, ai, aiurele, aburele, toate la un loc. Bun. Acum, acum e cu criza economică care va să vină. Că ceva se întâmplă este foarte simplu. Gândiți-vă, apropo de zona arabă și chiar de Rusia, ce a însemnat de la 150 cât ajutați la un moment dat barilul de petrol, să avem acum în jur de 30 de dolari barilul. Deci vă dați seama ce venituri în minus au acele țări, cât de greu mai, uh, se mai mențin pe linia de plutire. Asta e una. Avem o altă problemă. Gândiți-vă că China și bursele cad ciclic acum, la câteva săptămâni avem o problemă, China care avea procentul acela de creștere, motorul economiei mondiale, s-a gripat rău de tot, de semne tot mai mari de supraîncălzire. În afară de asta, semnele sunt destul de proaste și prin alte părți. În prima parte a anului 2016, economia mondială uh, va continua sau cel puțin a continua, deja suntem cum, la jumătatea lunii februarie, deci deja avem, putem să vorbim cel puțin după cum spun colegii de la ziare.com. Deci în prima parte a anului 2016, economia mondială a continuat evoluția puternic negativă înregistrată în 2015 și există o posibilitate foarte mare ca situația din ce în ce mai gravă din China să se extindă și să avem din nou o criză economică globală de proporții. Iată ce spune Radu Ciofu, analiz la admiral Markets. Cităm: Un aspect foarte important este că tensiunile nu mai sunt doar la nivelul piețelor financiare: burse, piața Forex, ci se văd clar și în economia reală, urmând ca efectele să fie simțite de toată lumea. Încheiat citatul. Uh, indicatorii care ne arată că se pregătește o criză sau deja ea este la stadiul incipient, cea mai mare parte a comerțului cu bunuri se desfășoară pe rute maritime. Așa că traficul naval este un indicator foarte reprezentativ al activității economice. Plastic vorbind, traficul naval este sângele economiei. Nu circulă sânge, nu există activitate economică și nu se dezvoltă nimic. Ori, tocmai aici este problema, traficul naval este tot mai redus, Uh, acele petroliere care făceau, brăzdau mările, încep să fie mai puține, pentru că iată, nu mai este interes nici într-o într parte nici alta, iar prețurile sunt din uh, uh, sunt din ce în ce mai mici. Există chiar o statistică a economiștilor care spun că dacă, dolarul, dacă barilul de petrol va ajunge sub 16 dolari Vom asista la o prăbușire generală a burselor în toată lumea. Și dacă nu avem burse, nu avem bani, și de aici nu mai avem nimic, practic economia mondială va intra în șoc. Uh, apropo de traficul uh, internațional, începând cu jumătatea anului 2015, când s-a declanșat criza din China. În toamnă, datorită intervențiilor autorităților din Beijing, bursele de valori au avut o perioadă de stabilitate, dar evoluția economiei reale a continuat să fie puternic negativă. Bun, cum se manifestă la noi? Există la noi semne de criză? Eu știu. Dacă ne luăm după ce s-a raportat în 2015, de fapt, în, din 2013 încoace, clar nu avem semne de criză. Ei, avem, țineți minte acum câteva luni, că o anumită parte a presei, cu o anumită finanțare, să spunem așa, ca să nu fim răi de tot, semnala că sunt semne de criză, că intrăm pe creștere negativă, că bla bla bla, că bla bla bla, acum nu mai zic nimic. Acum când ar putea fi semne, pentru că sunt și pe afară, acum nimeni nu mai zice nimic. Dar începem să observăm ceva. Și anume, un leu mai slab. Păi cam este. Cam de pe la finalul anului avem un leu care acum în ultimile zile a coborât sub 4.50, dar euro a, a stat constant pentru, peste 4.50. Nu mai vorbesc în raport cu dolarul și cu unde suntem peste 4 peste 4, 40 și la dolar și la francul elvețian. Acum mai avem o problemă. Exporturi mai slabe. Uh, noi avem, uh, să zicem, PIB-ul nostru are o parte importantă formată din export. Exportăm orice. Dacă nu ne nu mai avem unde să exportăm, cum s-a întâmplat în 2008-2009, s-ar putea să avem o priză și una foarte, foarte importantă. Ce s-ar întâmpla? Simplu creșterea șomajului, scăderile salariale, reducere de activitate. Bine, acum să nu credeți că le putem vedea la noi în 2016. Specialiștii spun că am putea să vedem asemenea lucru dacă se confirmă tot ce vă spuneam eu până acum, undeva în a doua parte a anului 2016. Părerea mea că final electoral nu o să vedem acest lucru decât pe final de an sau început de an 2017, dacă din nefericire vom ajunge în acel moment. Acum problema e următoarea. Ce facem ca să nu, fi, să nu fie așa? Și ce facem noi în România? Prima problemă v-am dat exemplu cu ce s-a întâmplat cu reducerea TVA-ului la alimente. Din 1 ianuarie a intrat acea reducere de TVA de 4% la toate produsele. Teoretic, această reducere ar trebui să mărească uh, consumul sau în orice caz să-l păstreze la un anumit nivel la, întregul, la nivelul întregului an. Dacă nu umblăm în sensul negativ, să începem cu tăieri de diverse salarii, pensii sau altceva și nu sunt semne că cineva ar fi nebun la acest moment în România, cum au fost alții cu ani în urmă. Singura variantă de, deci practic e, principala idee de intrare în criză nu s-ar pune. Problema unde ne putem duce în vrie și să începem din nou cu situația asta, este sectorul de construcții, mai ales construcția de locuințe. Pentru că România fiind având statul, cel puțin în domeniul bancar, statul de colonie, în care băncile proprii practic nu mai există, sau dacă avem o bancă românească, ce cu cred că mai este, face o politică, știți cine a sărit prima atunci cu acea legea a dării în plată? În sensul că omul, dacă nu mai poate plăti un apartament, o locuință, ce a luat, o dă, la, o dă băncii după ce a plătit din ea 5, 6, 10 ani și nu mai plătește altceva, Cine a făcut gălăgia cea mai mare? Cecu. Ei au venit primii care erau de noștri români. Bine, de ai noștri români. Neavând sistem bancar românesc, băncile mari și-au impus punctul de vedere. Au dat-o în și președintele, și guvernul, și parlamentul. Nu o să mai avem legea dării în plată sau dacă până la urmă o să o avem, că este totuși un an electoral și se, se citește în acea cheie, vom avea ceva care nu ne ajută foarte mult. Cum ne-au ajutat cu ghinimele de rigoare și cu creditele în francel vețieni și cu alte chestii. Nu ne ajută cu nimic. Dacă ăia de afară spun nu, noi chiar dacă mai spunem ba, da, că nu știu ce, până la urmă spunem tot nu. Din nefericire. Și apropo de legea dării în plată. Ne amenință Diverse bănci, că le fac publicitate dacă le dau numele acum, că dau. De, deci, că nu mai fac prima casă. Bun. Teoretic, dacă am avea o bancă de stat, ar face prima casă cu garanțiile de la guvern. Nu se întâmplă că nu o mai avem. Bun. Se blochează prima casă, iar în momentul ăla, la ipotecare, ne cer ei băncile acestea 35, 40 sau poate chiar și mai mult. O prostie. De ce vă spun o prostie? Să nu se ia credite. Cu, din ce vor trăi? Dacă se dă legea, oamenii pot să scape din clinciu băncii și pe partea cealaltă ei nu dau credite, mor. Deci aici e toată chestia, dar nu se întâmplă chestia. Accentuăm. Mai vine cât un bezmetic de ăsta mai, mai tânăr care zic nu, el vrea credi nu știu ce și nu știu cum, în orice condiții. Că el vrea, bineînțeles, vrea cu avansul mai mic, și atunci a să ia dracu pe aia care au făcut creditele. Dar eu mă întreb și încă o dată spun. Specialiștii acestor bănci au făcut evaluarea locuințelor respective, da? S-a plătit ani de zile, pentru că boom-ul imobiliar a fost 2007-2008, da? Creditele cam pe acolo s-au luat cele mai multe. E, ăștia s-au blocat acum, nu mai pot plăti. Bun, dacă dau locuințele, să zicem că măcar dobând au plătit-o. Teoretic, locuința ar trebui să acopere prețul real uh, al creditului. Dar noi nu se întâmplă chestia asta. Locuințele acum, deci aceiași evaluatori care au evaluat locuința înainte la sume cât mai mari ca să dea banca, acum ele evaluează foarte ieftin, mult mai ieftin decât prețul pieței. De ce? Ca omul să mai plătească. Deci stă, se mută cu chirie că trebuie să lase locuința. Și în același timp trebuie să mai plătească el, poate și familia lui, creditul la bancă. Domne, nu se întâmplă niciune în lumea asta. În România se poate întâmpla. De ce? Pentru că avem o clasă politică de doi bani, un parlament care trebuie schimbat, asta este clar, dar, cum să vă spun, speranțe nu sunt din nicio direcție în acest moment la nivelul clasei politice. Și atunci, ce e de făcut? Singura variantă, deși e foarte grea și e foarte costisitoare, este ca nimeni, adică să, fim, să avem o anumită rezistență față de sistemul bancar. Dar cum să avem când majoritatea dintre noi suntem datori băncilor? Deci, singura variantă e să știe în ce se bagă cei care ar mai vrea să ia credite. De fapt, băncile știu acest lucru. Prin blocarea legii dării în plată, de fapt, ce vor să evite? Ca românii să iasă din slavia creditorilor, că au văzut cum se pune problema, pentru că alții nu vor mai veni sau nu se vor mai risca. Așa că pot să pună și 100% avansul. O prostie, dar pot să pună, pentru că nimeni nu o să ia creditele de genul ăsta. Iar banca aia moare dacă face o chestie de genul ăsta. Dar banca e mare. Merge pe oricum. Ce profit face aici, în România, nu plătește în România, îl mută în Germania, Franța sau de unde mai vin băncile respective. De deci ce am amintit acest lucru? Pentru că criza economică va accentua problemele la acest moment din sistemul bancar, dar în general din viața economică a României. Ce va fi de făcut? Va fi și mai rău. A, am văzut niște manipulări ordinare din dintr-o anumită parte a presei care ne spune acum, deci până prin noiembrie românii aveau restanțe foarte și numărul era în continuă creștere de restanțieri la bănci. Ca o întâmplare, din momentul când a apărut această, această criză legată de darea în plată, avem o situație că românii își plătesc din ce în ce mai mulți, sunt din ce în ce mai puțini care au restanțe și plătesc ratele la bănci nu știu ce. Ai crede că din septembrie în noiembrie a fost un boom economic în România, toată lumea s-a repezit să plătească ratele la bănci. Nu. Citim altfel. Deci citim și cu cei care, deci ai de sunt restanți 30 de zile sau până în 90 de zile, nu-i mai citim, nu citim decât pe aia care au mai mult de 90 de zile în momentul când ne interesează să arătăm cât mai mult. Așa citim și pe ceilalți. Asta e singura diferență de pare. Deci să nu credeți că acum, dintr-o dată, românii au găsit banii ca să poată plăti la bani și o duc atât de bine. Apropo de, de știrile mai importante ale săptămânii, să știți că mai sunt câteva știri foarte importante. Mă refer la ele pe foarte scurt. Am trăit să o vedem și pe asta, asta s-a întâmplat, ceea ce era de anticipat cumva. Fostul procuror general a fost pus sub acuzație, urmărire penală la acest moment, de către o structură care a fost în subordine. S-a așteptat ca el să-și dea demisia, ca după aia să fie pus. Pe ce? Un abuz în funcție pe motiv că folosea acele coloane pe baza unui protocol. Poate că procurorii DNA au, au dreptate, dar aici e lupta anticorupție, să știți. Deci, sigur, aici e lupta anticorupție, s-au rezolvat toate cazurile din România, numai procurorul general rămăsese. Bănuiesc că. Înțelegeți că este o ironie. Deci nu e așa, și bănuiesc că treaba DNA ar fi trebuit să fie altă. Dar, apropo de treaba DNA, de tot văd prin presă. Nu, nu, mai înțeleg, nu mai înțeleg nimic. Aflăm că ce, uh, tot mai mulți, uh, tot mai multe denunțuri la adresa unor oameni politici. De fapt, eu vreau să vă spun o chestie. Elena Udrea o avem în nu știu câte dosare, da? Ea spune clar și s-a și demonstrat, chiar de neau demonstrează în diversele acelea minute, acele documente care le trimit la instanță, că a făcut și a dat banii, a luat banii de unde i -a luat, din șpagă, i-a dus la partid. Păi bă, frate, dacă banii au ajuns la ăia, din, o, aia, de ce nu întreabă nimeni nimic? Deci, că există o imunitate, da? Și noi vrem să credem că e pe bune tot ce se întâmplă în momentul de față și Cineva ne ia de fraier și e manipulare, e manipulare pe față. Deci nu se poate altfel, nu pot să înțeleg. Iar din momentul când, bine, pe surse există o variantă că la un moment dat se va ajunge și la Vasile Blaga și la alți lideri, foși PDL. Dar nu se ajunge acum, pentru că ei trebuie folosiți în alegeri, pentru că sunt foarte buni organizatori. După aia, partidul le mulțumește și se va debarasa de ei. O fi așa, nu o fi așa, dar nu prea în regulă. Apropo de, de să spunem așa de ce se întâmplă la acest moment în țară, toată lumea se cam pregătește de alegeri. Vom avea cu siguranță la București un candidat din partea PSD-ului o femeie, Gabriela Vrânceanu-Firea, și probabil că va fi scoasă în față tot o femeie din partea Partidului Național Liberal. Vă dați seama ce, ce va fi interesant între femei când, când o începe să se înjure. A, stați puțin, am greșit. Sunt niște doamne. Nu vor vorbi urât. Dar, în fine, dar, apropo, am o întrebare. Pe la gorj, în afară de doamnele care sunt în funcție prin primăriile din județ, alte doamne mai vedem? Că văd că nu se gândește nimeni decât la bărbați. Eu o întrebare. Promit că revenim data viitoare cu date mai concrete, ca și cu altă temă, a spune eu, de interes. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!